Vă mulțumesc tuturor că sunteți prezenți, firmele care sunt prezente, autoritățile care sunt prezente, doamnei primar, domnului primar, domnului viceprimar, că avem și câteva primării care au confirmat, da, fiind și o doamnă primar, doamna primar de la Mănăstirea Cașin care a confirmat, trebuie să o evidențiem, în primul rând pentru că este o doamnă și că a participat la întâlnirea noastră. Mulțumim mult, mulțumim domnului primar de la Helegiu, că este prezent, Pârgăreștiu, am înțeles. Mulțumim și instituțiilor publice care sunt prezente, am văzut acum pe listă câteva instituții din Onești. Din păcate, ca întotdeauna la noi, la români, mai sunt și unele firme, cred că și unele primării care au confirmat, dar n-au reușit să mai ajungă, pentru că este aglomerat acum. E toamnă, lumea are treburi, așa că, din acest punct de vedere, cu atât mai mult vă mulțumim că v-ați făcut timp și ați venit la această conferință de lansare, cum zice doamna primar, ați venit să fiți alături de Cezar aici, așa. Cezar pe care îl cunoașteți mai puțin decât mine, care îl cunosc de 45 de ani, de când îl cunosc pe Cezar, aș putea spune chiar că am îmbătrânit împreună. Roxana, nu chiar așa tare, dar suntem bine. Mulțumim și Adrian că ne-ai primit aici la tine. Noi sperăm să venim la primăvară și să facem o gala laureaților firmelor care sunt în topul firmelor, să începem cu o primăvară frumoasă în locația nouă inaugurată, care este în spatele acestei locații, foarte frumos făcută și cu piscina Infinity. Atunci, nu știu dacă prindem noi piscina funcționând, dar putem să o umplem cu apă și mai spre dimineață, așa, poate să mă aruncă cineva apă. Eu am întrebat, dar la nunți, la cei nuntași spre dimineață, nu cumva mai dau prin piscină? Și că da. Și mireasa, și nașa, și nașul, și toți mai se mai duc prin piscină pe acolo. E de apreciat prezența la această conferință, la acest eveniment, și din partea firmelor, și din partea autorităților și instituțiilor. În acest moment, Camera de Comerț are implementare 3 proiecte privind digitalizarea firmelor, proiecte care se adresează strict firmelor și angajaților acestora, respectiv proiectul creșterea abilităților antreprenoriale, CAD, l-am prescurtat noi, 2, proiectul Involved in Digitalization, ID, și al treilea, dar nu ultimul, proiectul e-worker, a cărui manager de proiect este Cezar. Avem și ceilalți 2 manageri de proiect aici, respectiv pe Florin Chetreanu, care este și director economic la Cameră, și Costi, care este din Onești, Costi Cernat, care este din Onești. Am făcut prezentarea proiectului lui Costi, am făcut-o la Moinești, iar prezentarea proiectului lui Florin am făcut-o la Bacău. În fiecare din cele 3 proiecte, 310 persoane angajate vor beneficia de serviciile de formare profesională în domeniul competențelor digitale și 32 de firme vor fi sprijinite pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă. Mai multe amănunte o să aflăm acum de la Cezar pentru proiectul e-worker. Aproximativ sunt aceleași activități și la celelalte proiecte. Camera de Comerț și Industrie Bacău este la al 24-lea proiect, iar valoarea totală a sumelor atrase este de aproximativ 27 de milioane de euro. Și vorbim de cele 24 de proiecte din perioada în care au început să vină finanțările în România. Aceste sume au fost utilizate în principal ca granturi pentru finanțarea de start-up-uri, pentru formarea profesională a angajaților firmelor și pentru calificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Este mult sau este puțin? Probabil că se putea face mai mult și de aceea aș face un apel către dumneavoastră firmele, în primul rând spunem noi, este valabil și pentru autorități și instituții,
ca să încercăm ca împreună să accesăm cât mai multe fonduri europene, cât mai mulți bani din fondurile europene, din programele europene, pentru că chiar dacă este mare birocrația, sunt niște bani pe care trebuie să-i folosim. Agenda evenimentului de astăzi ne prezintă Cezar, managerul de proiect, ne face o prezentare generală a obiectivelor, activităților și grupului țintă, a indicatorilor proiectului, după care colega Oana Drăgulescu, că este lângă Cezar, Oana, reprezentant a principalului partener al proiectului CSA Travel, expert în cadrul CSA Travel, ne prezintă componenta de formare profesională a angajaților și doamna Roxana, îmi vine greu să zic doamna Roxana, că eu sunt obișnuit cu Roxana, fiind, Roxana fiind soția lui Cezar. Roxana ne prezintă permisul ECDL pașaport de spre societatea digitală. Ne propunem să terminăm la ora 13 aceste prezentări și am alocat dezbaterilor, întrebărilor și răspunsurilor jumătate de oră, la ora 13 la 13:30. Așa că vă rog pe cei dintre dumneavoastră care vor să vină cu propuneri, cu sfaturi, cu critici, să se pregătească și să ne o spună pentru a ne putea îmbunătăți activitatea noastră, dacă pot să o facă acum când am terminat eu, dacă nu, pot să o facă la sfârșit, în perioada, după ora 13, când terminăm noi dezbaterile. Așa că, domnul manager de proiect Cezar, te rugăm să prezinți proiectul eWorker. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Bună ziua, vă mulțumesc tuturor că ați venit. Nu mă mai prezint. M-a prezentat domnul președinte, mă știți mulți dintre voi, vă știu și eu. Proiectul eWorker este un proiect obținut de Camera de Comerț pe program operațional Capital Uman, axa prioritară 3, inițiativă locuri de muncă. În virtutea sau în atribuția de funcție administrativă, Camera sprijină firmele în activitatea lor și acest proiect este un sprijin pentru firme. Pentru că nu are calitatea de formator profesional Camera, s-a asociat cu două firme, partenere, care au această calitate pentru a asigura formarea profesională. E vorba de firma Ioanida Turism și firma CSA Travel, reprezentată aici de Oana, așa cum spunea domnul președinte. Care este obiectivul general al acestui proiect? Este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini în cadrul întreprinderilor din regiune mai puțin dezvoltate care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform strategiei naționale de competitivitate și în domenii de specializare inteligentă conform strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare, sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul din aceste sectoare economice sau unul din domeniile de specializare inteligente prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la program de formare continuă prin furnizare de servicii de formare profesională în domeniul competențelor digitale pentru 310 angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor întreprinderi pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă. Evident că, în afară de zona Ilfov, toate sunt mai puțin dezvoltate, toate regiunile sunt mai puțin dezvoltate. Este din motive obiective și subiective, noi am aplicat aceste proiecte la firmele din județul Bacău. Obiectiv pentru că este greu de gestionat în alte regiuni ale țării și subiectiv pentru că, dacă suntem noi solicitanții, să-i ajutăm pe ei noștri, nu? Așa că cele mai multe firme participante în proiect sunt din zona, din județul Bacău, pe toate cele trei proiecte, iar pe proiectul eWorker, în majoritate sunt din Onești și de pe Valea Trotușului, având firme și din Târgu Ocna, și din Slănic Moldova, și din Comănești. Ca
care sunt obiectivele specifice. Avem 5 obiective specifice. Primul obiectiv specific este creșterea conștientizării angajatorilor care își desfășoară activitatea sau intenționează să-și desfășoare activitatea în sectoarele pomenite, cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională continuă. Prin proiect se organizează și se desfășoară 126 de campanii de informare și conștientizare, la care trebuie să participe minim 500 de angajați și un număr cât mai mare de firme, tocmai pentru conștientizarea, spuneam, angajatorilor privind necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională continuă, pentru că și obiectul acestui proiect, această formare profesională în competențe digitale, este tot o formare profesională continuă. Al doilea obiectiv specific este identificarea și selecția a 310 persoane angajați cu contract individual de muncă, era cu o condiție, trebuia să aibă ori pe durată determinată, ori cu normă întreabă sau cu timp parțial de lucru. Iarăși, firmele trebuiau să fie din acele domenii din Strategia Națională de Competitivitate și în sectoare din Strategia de Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare. Bineînțeles că la toate proiectele de acum știm, avem atâția ani de când lucrăm, se respectă conceptul de egalitate, șanse, sex, indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate și așa mai departe, așa cum bine știm. Obiectivul numărul specific numărul 3, implementarea unor programe de formare profesională, autorizate ANICE, de reținut, pentru 300 angajați. Fiecare persoană din grupul țintă este programată a obține o calificare certificată ANFC pe următoarele competențe. La nivelul 2 sunt 115 cursanți care vor căpăta competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere. Pe nivelul 3, 135 de cursanți se califică ca operator de introducere, validare și prelucrare date și 60 de cursanți designer pagini web. Obiectivul specific numărul 4 este ulterior, zicem, sau se desfășoară concomitent, dar apare ulterior finalizarea lui, deci implementarea unor programe de formare profesională certificate ANICE, non-formală, IT, pentru 310 angajați. Știm prea bine, unii dintre noi chiar suntem subiecte acestei situații, noi am căpătat aceste deprinderi. Pentru că, știți, vedeți și dumneavoastră, toate terminalele astea au niște forme intuitive de lucru cu ele. Și atunci avem aceste competențe, dar ele nu sunt certificate. Prin această măsură, prin această activitate, se certifică competențe dobândite non-formal. Nu avem o școală pe care să o absolvim și atunci se evaluează și se obține această certificare. Deci activitatea de evaluare și certificare se desfășoară pe 32 de cursanți a căror competențe de specialiști IT sunt evaluați și capătă certificarea acestor competențe, 310 cursanți, deci toți cei înscriși în proiect beneficiază de formare și evaluare în vederea obținerii permisul european de utilizare a calculatorului, ECDD, în traducere directă, spune de conducere a calculatorului. Este impropriu. Eu zic mai românește sună de utilizare. Evaluare standard, și o să vedeți ce înseamnă acest ECDD standard. 156 de cursanți beneficiază de evaluare ECDD avansat și 32 de cursanți vor fi formați ca specialiști IT, tot prin evaluarea competențelor obținute non-formal. Este un mare beneficiu această posibilitate de a obține permisul ECDD standard, pentru că e gratuit, va fi din ce în ce mai solicitat pentru angajați, pentru și angajatorii la un moment dat vor trebui să se îngrijească să aibă angajați cu permis ECDD. Știți cum funcționează, cred că ați intuit cum funcționează Uniunea Europeană.
îți dă bani la început și apoi începi să-ți ceară pentru ceea ce ți-a dat banii. O să ne-au dat bani acum pentru permisie CDN și apoi o să apară condiții, standarde care impun ca firmele să aibă deținători de permise ECDR. Și obiectivul numărul 5 este acela de a identifica și selecta 32 de firme din firmele care dau grupul țintă, la fel care își desfășoară activitatea în sectoarele și în domeniile SNC și SNCDI, acum știți ce înseamnă aceste acronime, pentru a-și adapta activitatea la aceste sectoare de activitate. De ce se face la un moment dat precizarea că, sau care intenționează să-și desfășoare activitatea? Pentru că unii au în obiectul de activitate trecut ca activitate secundară sau este în obiectul de activitate, nu este autorizată. Ori proiectul, așa cum a fost scris și conceput, permite ca să se înscrie firma în proiect, chiar dacă nu are o activitate din domeniile SNC sau din sectoare SNC sau din domeniile SNCDI și pe parcursul desfășurării proiectului să-și autorizeze această activitate, lucru pe care îl poate face cu sprijinul Camerei de Comerț de îndată ce își exprimă această opțiune. Și tot prin proiect se sprijină 5 IMM-uri care își asumă că faptul că 6 luni după terminarea proiectului implementează programe de învățare la locul de muncă în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice care din SNC și respectiv sectoarele din SNCDI. Care este stadiul desfășurării progresului? Pentru că această conferință, cum ați văzut și dumneavoastră din invitație, este de informare, de prezentare și progres. Acum trecem la progres, să vedem unde ne aflăm. Din grupul țintă de 310, care îl avem ca target, am selectat până acum, 60 am identificat și selectat, 220 de angajați. Ceea ce înseamnă că mai avem nevoie de angajați care să participe. Tot din grupul firmă, din cele 32 care îl avem ca indicator, 27 sunt până în acest moment selectate și identificate și selectate. La activitatea de formare profesională, la care va vorbi mai mult colega Oana de la CSATV, atâta vă spun că avem 60 de angajați care au finalizat cursurile de formare ca designer pagini web, 100 de angajați au finalizat cursurile de formare ca operator introducere pe lucrare validare date și 35 participă în acest moment la aceste cursuri de formare ca operator introducere validare și pe lucrare date. În activitatea de evaluare și certificare a competențelor obținute pe căi non-formale, 32 de cursanți selectați, sunt 32 de cursanți selectați pentru evaluarea competențelor ca specialiști IT și 90 de cursanți desfășoară deja cursuri de formare pentru evaluarea ECDL. Important, mai sunt disponibile 90 de locuri în proiect pentru cursul competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere. Așadar, 90 de angajați pot dobândi aceste competențe digitale certificate și tot aceiași 90 de angajați pot beneficia de evaluarea competențelor în vederea obținerii permisului ECDL. Echipa proiectului, vă mulțumesc pentru suport, prezență și atenție. Mulțumesc! Cred că acum ar trebui să vină Oana să prezinte formarea profesională. Bună ziua, mă numesc Oana Drăgulescu și reprezint partenerul 2 din cadrul proiectului eWorker, CSA Travel, și împreună cu partenerul 1 din cadrul proiectului Ioanida Turism, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Bacău, suntem responsabili de implementarea următoarelor activități. Activitatea A1, organizarea și derularea de campanii de informare și conștientizare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, care are următoarele subactivități. Subactivitatea A1.1,
care constă în informarea și conștientizarea angajatorilor, și sub activitatea A1-2, care constă în selectarea grupului țintă ce va participa la activitățile din cadrul proiectului, precum și menținerea acestuia în acest proiect. În cadrul acestor activități, eu aș vrea să vă prezint rezultatele pe care le avem la acest moment, și anume, suntem în plină organizare și desfășurare a campaniilor de informare la nivelul celor 7 regiuni, în vederea promovării programelor de formare și a proiectului în aceste zone. În acest sens, au loc întâlniri cu angajați și angajatori, au fost afișate anunțuri de informare în zone descirculate, așa cum prevede proiectul, și pentru promovarea acțiunilor din cadrul proiectului, scopul principal fiind identificarea, selectarea și recrutarea a 310 angajați proveniți din mediul privat pentru a participa la cursurile de formare oferite în cadrul proiectului. Ca rezultate atinse în cadrul acestei activități, avem la acest moment 218 angajați înscriși în cadrul proiectului, iar procesul de identificare și înscriere a avut la bază o metodologie de selecție GT elaborată, realizată pe principiul egalității de șanse și principiul non-discriminării, fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă. O altă activitate de care suntem responsabili este activitatea A2, organizarea și derularea de programe de formare profesională. Această activitate se referă la programele de formare pe care le derulăm în cadrul proiectului, și anume cursuri designer pagini web. Sunt cursuri nivel 4, care se desfășoară pe o perioadă de 1080 de ore și la care pot participa angajați cu studii medii. Pentru acest tip de curs au optat până la acest moment 60 de angajați, proveniți din cadrul firmelor din județul Bacău, dintre care 45 de cursanți au finalizat cursurile și au și obținut certificările de absolvire, urmând ca ceilalți 15 să finalizeze până la începutul lunii decembrie. Un alt tip de curs derulat în cadrul proiectului sunt cursurile operatori introducere, validare și prelucrare date, cursuri de nivel 3, care se desfășoară pe o perioadă de 720 de ore și la care au participat 135 de angajați, dintre care 50 au finalizat numărul de ore, urmând să participe la examen în această săptămână, iar restul de 85 de persoane vor finaliza până la începutul lunii decembrie. Un alt tip de curs este cursul de competențe digitale, care se desfășoară pe o perioadă de 120 de ore, adică maxim 3 săptămâni, și la care s-au înscris deja 23 de angajați. Ar mai fi disponibili la acest moment minim 92 de locuri. În cadrul acestor cursuri pot participa angajați cu studii gimnaziale. Avantajele participării la programele de formare din cadrul acestei activități sunt: diplomele și certificările dobândite sunt recunoscute la nivel european și național. Pentru angajați, cunoștințe noi de IT, posibilitatea de promovare în cadrul firmei, avansare în carieră, precum și creșterea performanțelor acestora în plan profesional. Pentru angajatori, crește nivelul de competitivitate pe piață prin angajați bine pregătiți. O altă activitate este activitatea A4, care se referă la sprijinul acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și introducerea de astfel de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor. În cadrul acestei activități, 32 de IMM-uri vor fi identificate și recrutate pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă, și dintre acestea, 5 IMM-uri vor fi selectate pentru a introduce astfel de programe în activitatea pe care o desfășoară la 6 luni după finalizarea proiectului. Programele de învățare la locul de muncă care pot fi introduse în cadrul IMM-urilor sunt ucenicia, rotația pe post, formarea pe post și internship-ul. Sprijinul acordat se va realiza prin elaborarea de către experții din cadrul proiectului a unui toolkit de bune practici și a unui ghid pentru elaborarea și introducerea de programe de învățare la locul de muncă, materiale care vor ajuta IMM-urile interesate în introducerea acestor tipuri de
programe în cadrul activității pe care o desfășoară. La acest moment avem 28 de IMM-uri înscrise, iar pentru identificarea și recrutarea IMM-urilor se vor derula în perioada imediat următoare campanii de sprijin la nivelul celor 7 regiuni, în cadrul cărora vor avea loc întâlniri cu reprezentanța IMM-urilor și aceștia vor fi îndrumați în modul de implementare a acestui tip de activitate în activitatea desfășurată. În urma derulării acestor campanii de sprijin, preconizăm să avem înscrise cel puțin 32 de IMM-uri, cărora să le fie prezentate ghidul de introducere, de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă și toolkit-ul de bune practici, astfel încât între 15 decembrie și 31 decembrie să fie selectate cele 5 IMM-uri care vor implementa și desfășura la 6 luni după finalizarea proiectului, care va avea loc la 31 decembrie 2023, programe de învățare la locul de muncă. Prin sprijinirea celor 32 de IMM-uri, din care minim 5 IMM-uri vor fi sprijinite pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă, și prin formarea a 310 persoane, proiectul își aduce contribuția la prevederile POCU 2014-2020 prin activitățile care urmăresc creșterea numărului de angajați formați și adaptați pentru economie de piață competitivă. Vă mulțumesc pentru atenție! Bună ziua! Pentru început vreau să vă cer scuze pentru vocea mea nazală pe care o dețin la acest moment, atât s-a putut. Apoi, revenind la tema prezentării mele, ideea principală este aceea că am vrut să argumentez de ce este oportun și avantajos obținerea certificatului ECDL, adică a permisului european de conducere a calculatorului. De asemenea, mi-am propus, așa foarte succint, să arăt de ce în România asemenea proiecte cum este cel e-worker sunt binevenite și care trebuie luate în considerație cu foarte mare atenție și foarte serios. Ca trei idei în subsidiar a ideii principale este faptul că am vrut să definesc acest pașaport european de conducere a calculatorului, apoi am vrut să definesc prozaic și destul de succint competența digitală și am vrut să fac o comparație între competența digitală globală în România și cea la nivel european, adică a țărilor europene. Ce este ECDL-ul? Așa cum spuneam, este acronimul de la European Computer Driving License și este un permis, făcând comparație cu cel auto, permis de conducere a calculatorului. Este, de fapt, o standardizare, o diplomă obținută în ceea ce privește competențele, aptitudinile noastre și cunoștințele în legătură cu utilizarea calculatorului, care are ca obiectiv completarea Europass-ului, adică a CV-ului Europass. Certificările ECDL sunt cele de aici, nu știu dacă mi se vede mouse-ul. Și anume, este vorba despre ECDL standard, care conține 4 module fixe, apoi ECDL standard, care conține 4 module fixe și 3
module la alegere, mai există certificarea ECDL avansat, care se face pentru fiecare modul și se obține certificatul ECDL avansat pentru fiecare modul, și apoi ECDL-ul expert, dacă s-au obținut certificările pentru 3 module ECDL, probate și certificate. Care este definiția oarecum pe care am vrut să o dau competenței digitale? Slide-urile mele conțin mai multe imagini, pentru că eu, ca și formator de competență digitală, folosesc în prezentări mai mult imagini. Așa le spun elevilor mei și mi se par mai atractive, mai ludice. Dacă tot suntem în preajma Halloween-ului, acest vrăjitor, care este calculatorul, ne poate introduce în multe domenii. Cele pe care le-am prezentat aici sunt numai câteva, pentru că nu mi-au încăput foarte multe pe acest slide. Noile tehnologii ale internetului, chiar dacă nu năvălesc peste noapte spre noi, încet, încet își fac prezența în viața noastră cu o forță irezistibilă. De exemplu, ne ajută în gestionarea banilor cu programe internet banking. Sau ne mai ajută să vedem care sunt rezultatele la fotbal utilizând un motor de căutare. Ne ajută să ne întâlnim cu prietenii, avem de-a face cu întâlniri video între, nu neapărat cu prietenii, cu profesorii, cu elevii, cu șefii de compartimente și așa mai departe. De asemenea, ne ajută să partajăm cu prietenii vreun filmuleț care să ne amuze pe rețelele de socializare. Cum poate fi înțeleasă ideea de competență digitală? Simplu. Este vorba despre a învăța, a scrie și a citi într-o eră a digitalizării. Este un nou tip de alfabetizare care presupune a învăța alfabetul IT. Și anume, trebuie să învățăm să lucrăm cu componentele hard și soft în vederea realizării unei multitudini de sarcini. Apoi, putem privi calculatorul ca un instrument, ca o unealtă, pentru a învăța să scriem. Și nu mai departe, învățăm în era digitală să citim, adică să utilizăm informația, să știm de ce informații avem nevoie, să o accesăm pe internet, să o prelucrăm și apoi să o prezentăm. Pentru mine, competența digitală înseamnă o deprindere esențială pentru supraviețuire în noul mediu informațional, adică în această societate digitală, în care unele țări au intrat mai repede, noi mai pe la sfârșit. O să vedeți, am făcut și o comparație. Și la modul general, competența digitală este un cumul de cunoștințe și deprinderi care ne arată cum utilizăm calculatorul și de care o persoană are neapărat nevoie pentru a funcționa eficient, atât în plan profesional, cât și în plan personal. Câteva comparații, vă spuneam, între competența digitală agregată din România și din țările europene. Am găsit faptul că, pe plan european, Comisia Europeană anual stabilește ceea ce se numește Digital Economy and Society Index, adică indicele economiei și societății digitale, DESI mai pe scurt. Un fost președinte al Autorității pentru Digitalizarea României spunea că acest indice este oglinda progresului, civilizației și bogăției României. Graficul pe care îl prezint mai departe este realizat la finele anului 2022 și prezintă acest indice, care la nivel european, nu mi se vede mouse-ul, la nivel european
Media acestui indice este de 13,4. Se dau mai departe, majoritatea sau toate țările sunt 27 din Uniunea Europeană. Uitați ce indice are România, 3,7. Care sunt componentele acestui indice? Componentele sunt așa. Componenta capital uman, care înseamnă numărul de specialiști ITC pe care îi are România. Apoi, integrarea tehnologiei digitale cu un coeficient de 15,2, care înseamnă utilizarea diferitelor soluții digitale la nivelul companiilor din România. Apoi, servicii publice digitale cu un coeficient de 21%, care înseamnă digitalizarea sectorului public în beneficiu cetățeanului și a mediului de afaceri. Singura componentă la care stăm mai bine este cea de conectivitate, unde procentul este de 55,2, prin conectivitate înțelegând existența și performanța infrastructurii digitale, precum și accesul la internet de viteză. Un alt grafic, la mijloc, care este despre tot același indice de zi, la sfârșitul anului 2022, la mijlocul graficului este media acestui coeficient din Uniunea Europeană. L-am numit nivelul mării. Uitați unde se află România, sub nivelul mării, performanța României. Singurul indicator la care stăm mai bine este ceea ce vă spuneam de conectivitate. Și, într-adevăr, viteza internetului în România este una foarte bună. Din alte cercetări ale mele, am tras concluzia că în Europa competența digitală de bază se regăsește la 42% dintre europeni. În România, de numai 28% dintre români. De asemenea, competența digitală este dintre cei 42%, numai de 37% este prezentă la cei activi în câmpul muncii. În ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale în societățile comerciale, media europeană este de 55%. La noi este de numai 22%. Deci societățile comerciale utilizează tehnologiile digitale numai în proporție de 22%. Nu este deci de acolo să tragem concluzia că locurile de muncă sunt în perfectă similitudine cu competența digitală. 70% din întreprinderi au spus că lipsa oamenilor competenți care să dezvolte și tehnologii digitale duce la micșorarea investițiilor. Micșorarea investițiilor duce la micșorarea inovării, la micșorarea creșterii economice, la locuri de muncă mai puține, la competitivitate europeană mai mică. În principal, pe noi ne interesează modul de viață, deci nivelul de viață. Și uitați-vă cum competența digitală, cred eu că este destul de importantă. Comisia Europeană își propune ca obiectiv pentru anul 2025 ca 70% dintre adulți să aibă competențe, să deprindă competențe digitale de bază. Care ar fi soluții pentru acest lucru? O soluție ar fi implementarea cât mai multor astfel de proiecte care să familiarizeze atât elevii cât și adulții în special cu competența digitală, cu lucru, cu calculatorul. Dar ar mai fi soluții ca toți absolvenții de clasa 8-a să obțină competențe digitale de bază, pentru că, să știți, chestia asta nu se întâmplă în momentul actual, nu toți elevii care vin la liceu au competențe digitale de bază, nu știu să lucreze cu calculatorul, știu să lucreze cu telefonul și în special cu ceea ce se numește Facebook. Apoi, o instruire digitală la locul de muncă pentru cei 5,7 milioane de angajați în domeniul public și din mediul privat,
apoi creșterea numărului de absolvenți de facultăți ICT care să dezvolte mai departe industriile autohtone. Și soluții ar mai fi, lista rămâne deschisă. Vă propun o temă de meditație și anume divorțul alarmant al informației de cunoaștere. Pentru că trebuie să facem distinția între informație pe care o luăm de pe internet fără să o prelucrăm, nici nu știm dacă este adevărată de multe ori, și ceea ce se numește cunoaștere. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, mulțumim și noi, doamna Roxana, mulțumim doamna Oana, mulțumim domnule Cezar. Am ajuns la sesiunea de întrebări și răspunsuri, sperăm și răspunsuri, întrebări la care m-am referit atunci când v-am rugat la începutul întâlnirii noastre. Până atunci mai spun, până la întrebările dumneavoastră, mai spun că materialul brut pe care l-am prezentat astăzi aici îl va primi fiecare dintre dumneavoastră, dintre cei care au confirmat participarea la această întâlnire, și dacă ceva nu se înțelege sau nu s-a înțeles, echipa de proiect în frunte cu Cezar, cu domnul Cezar, vă stă la dispoziție. Vă stă la dispoziție direct, vă stă la dispoziție telefonic, vă stă la dispoziție prin mail. La orice solicitare a dumneavoastră, noi răspundem prezent. Sperăm să știm și să putem să răspundem la toate întrebările dumneavoastră. Și acum vă rog, dacă este cineva care vrea să ne spună ceva, să ne laude, să ne critique, să învățăm cu toții din întâlnirea noastră de astăzi. Domnul primar a plecat, doamna primar nu este, n-a mai venit de la telefon, dar este foarte bine că au fost până acum aici. Dacă nu este nimeni care vrea să spună ceva, atunci noi vă mulțumim pentru timpul care l-ați alocat acestui eveniment și oricând suntem deschiși la orice propunere sau inițiativă de a dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră la acest eveniment și sigur ne mai dorim și alte evenimente la Onești, cât mai multe. Mulțumim mult! Mulțumim! Felicitări!